reforma actului de sănătate la nivel național și în județul Oradea. Noi, plecând de la ideea întotdeauna liberală, că practic o reformă trebuie să aducă îmbunătățire. Îmbunătățirea trebuie să fie atâta calității, în cazul ăsta, serviciilor care se pun la dispoziție, deci să zicem eficiența utilizării banului public. După cum vedem, în această situație, după cum știți, la nivel național s-au redus 67 de spitale, dintre care 3 au rămas pe listă din județul Alba. S-au redus un fel de a spune, sau să lichidează, sau sunt într-un curs de reformare. Acest proces, noi am mai avut o poziție prin care am cerut factorilor locali, s-au făcut și o anumită comisie, până la urmă, să zicem, s-au ajuns la o anumită soluție care era o soluție acceptabilă față de soluția actuală, prin care cele 3 spitale se devină secții ale Consiliului Județean. Consiliile locale în cauză s-au mișcat în procedură de urgență, au spus, bă, de când nimic, ca să nu mai avem spital aici, mai bine avem o secție, ni s-a asigurat serviciilor, au fost de acord, au făcut documentațiile, Casa de Asigurări de Sănătate, mă rog, au avizat în principiu Direcția de Sănătate Publică, care este organismul Ministerului Sănătății și ar trebui să fie interfața acestui proces. S-a zbătut foarte mult, dar până la urmă la Ministerul Sănătății, după cum s-a dat public, a fost un eșec și a spus, domnule, noi am hotărât procesul ăsta, îl continuăm, că dacă se creează precedente, s-ar putea să ne împotmolim cu el. Atunci, au spus, de la 1 aprilie, nu se mai asigură decontarea de către Casa de Asigurări de Sănătate a serviciilor, bineînțeles, care erau eligibile pentru a fi decontate. Cei 7 consilieri, 4 liberali și 3 PSD, au votat fiecare proiect în cunoștință de cauză și la fel. Este o premieră, o premieră pe care eu o salut. Mi se pare firesc să lucrăm în echipă. De asta am și făcut un demers de a fi împreună și de a câștiga alegeri împreună. Toate ar trebui explicate câteva din voturile date de consilierii noștri în Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia. Poate cea mai interesantă este legată de contactul cu grupul Corind. Și aici trebuie să recunosc că este un prim succes pe care prefectul Bardan îl are împotriva primarului municipiului reședință de județ Hava. Pentru că prefectul este cel care a retrimis contractul cu grupul Corind în fața Consiliului Local și a primarului. Și știe prefectul de ce l-a trimis, pentru că era un proiect, un contract care nu respecta legea, și consilierii au votat în cunoștință de cauză că, într-adevăr, acel contract este pe lângă lege. Chiar dacă asta a dus la supărări mari în rândul celor care conduc vremelnic orașul, municipiul reședință de județ. Totodată, consilierii noștri n-au fost de acord ca bani publici într-o perioadă de criză, chiar dacă am ieșit din recesiune astăzi, dar încă nu eram ieșit din recesiune, și nu au fost de acord ca din bani publici să se cheltuiască din banii orașului 1.200.000 de euro, pare mi se că erau, să facem niște alei de plimbare, niște pietonale până pe Mamut, în zona parcului dendrologic. Nu credem că este principala prioritatea municipiului Alba Iulia. Probabil că era mai interesant să facem niște piste de biciclete până la fabrica de covoare, la porțelan, la locurile de muncă ale albaiulienilor, astfel încât albaiulienii care stau în cetate să meargă la locurile de muncă din orașul de jos cu biciclete. Mai ieftin, mai sănătos, mai ecologic. Vreau să fim foarte clari. Consilierii liberale au votat, au avut un proiect de hotărâre amânat de primarul Portocaliu de mai multă vreme, prin care dumneavoastră știți foarte bine că solicităm eliminarea taxei de acces în traseul celor 3 fortificații. Dumneavoastră ați fost în ședință de Consiliu Local. Dacă veți citi publicația de astăzi, vă veți da seama că n-ați fost acolo și că lucrurile au stat cu totul altfel. Am avut o discuție cu domnul director general și chiar l-am rugat să revină asupra acestei enormități. Este o manipulare incredibilă
Și eu cred că trebuie să lăsăm aceste metegne și să informăm cetățeanul cu ceea ce s-a întâmplat de fapt în Consiliul Local. În altă ordine de idei, vis-a-vis de tot de chestiunea de transparență, vreau să vă spun că am trimis o solicitare pe legea 544 domnului primar Gheorghe Mircea Ava. Și am întrebat următoarele lucruri. În baza prevederilor legii 544 referitor la liberul acces la informații de interes public, vă rog să aveți amabilitatea să-mi puneți la dispoziție, în copie sau pe adresa de mail, în termen legal, următoarele informații legate de proiectul reabilitare centru istoric al Baila, fortificații de tip Vauban, de acces, iluminat exterior și mobilier urban, zona exterioară. 1. Care este valoarea totală a lucrărilor contractate de SC Grup Corin? Care sunt subcontractorii? Care este valoarea finanțărilor europene? Și care este valoarea finanțărilor din bugetul local și de stat? 2. Liste de cantități de lucrări. 3. Prețurile de ofertă. 4. Prețurile de lucrări. 5. Extrase materiale, forță de muncă, utilaje și transporte. 6. Încheieri de deviz. 7. Dacă există actualizări, note de comandă suplimentare și note de renunțare. Dacă da, conținutul acestora. 8. Dacă există acte adiționale la contract, dacă da, conținutul acestora. 9. Cheltuielile de publicitate pentru implementarea și pentru implementarea proiectului și beneficiarii acestora. În cazul în care informațiile solicitate vor fi puse la dispoziție pe suport de hârtie, mă oblig să suport integral cheltuielile de xeroxare. Datele mele de contact sunt. Solicitarea a fost depusă la primărie în ziua de 14.03.2011. Primim și un răspuns. Noi întrebăm de mere, ei ne răspund de pere. Către domnul Florin Roman. Urmarea solicitării dumneavoastră înregistrată așa, vă comunicăm următoarele. Valoarea contractului de lucrări de reabilitare încheiat în anul 2009 cu SC Grup Corint este de 43.794.650,21 lei cu TVA, inclusiv lucrări neprevăzute atribuite conform ordonanței de urgență, bla 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 și așa mai departe. Pentru realizarea lucrărilor a fost încheiat un acord de asociere între SC Grup Corint S.A. Sântimbru, ca lider de asociație, SC Dafora S.A. Media și SC Electroconstrucție cu Alba Iulia, iar SC Flowtex Technology Media și a fost subcontractat. Astea sunt toate firme de casă ale popușarului de la primărie. Să fie foarte clar și a partidului pe care îl conduce. Ulterior a fost încheiat contractul de lucrări de amenajare teren și protecția mediului cu același SC Grup Corint. În valoare de 849.794,15 lei cu TVA și durată de 6 luni conform acordului. Ce am întrebat eu de la punctul 2 la punctul 8 sunt niște informații de interes public. Aici vorbim de 43 de milioane de lei finanțări venite din bani europeni. Și l-am întrebat, de fapt ce vreau să aflu este, și poate tot așa până săptămâna viitoare o să primesc un răspuns, dacă nu o să vi-l ofer eu, cu cât facturează SC Grup Corint metru cub de beton din fondurile europene și o întrebare la care poate voi primi un alt răspuns, dacă este adevărat că valoarea respectivă depășește de foarte multe ori prețul de 7 sau de 10 ori mai mult decât la orice altă firmă din județ. O altă întrebare la care aștept răspuns, poate până săptămâna viitoare, este de ce crapă pietrele aduse din China și puse în șanțuri de către firma respectivă anul trecut. Referitor la solicitările de la punctul 2.8, informăm că acestea nu pot fi transmise, întrucât suntem obligați să aplicăm articolul 10 confidențialitate din contractul de finanțare numărul încheiat între Ministerul Dezvoltării și Primăria Alba Iulia. Brutal la statul de drept din România în ceea ce face guvernul Boc în aceste zile de început de primăvară. Deci, dacă ați observat, ieri, în ședință de guvern, se caută o creație, o invenție legislativă prin care hotărârile judecătorești definitive să nu mai fie puse în practică. Destimați cetățeni români, nu vă mai chinuiți să vă judecați cu anii prin instanțe. An de zile vă cheltuiți timpul, nervii și banii să mergeți în instanțe, să obțineți o hotărâre judecătorească, după care guvernul va găsi o formulă să nu se aplice. Să nu pierdeți vremea degeaba. E ceea ce fac cu profesorii.
Să știe că au fost 7.000 de hotărâri și de hotărâști irevocabile obținute de profesori privind veniturile acestora și mai sunt 50.000 de procese pe rol. Ce a inventat guvernul Boc? O nouă asumare de răspundere prin ocolirea Parlamentului, prin care, fără dezbatere publică, fără rușine, să anuleze toate drepturile câștigate în instanțe irevocabile de către profesori. Este strigător la cer că ONG-uri care se luptă pentru respectarea democrației într-o țară, că sistemul juridic în ansamblu său nu sunt toți în stradă astăzi să urle pentru această îndepărtare brutală de la un stat democratic, când hotărâri judecătorești irevocabile și executorii nu se mai pun în practică în România, că nu vor guvernanții săi.